În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iată, iubiți credincioși, în sărbătoarea de astăzi, Sfânta noastră Biserică a pregătit o frumoasă pericopă evanghelică în care ni se aduce aminte despre faptul că unii dintre cei 70 de ucenici au venit entuziasmeați la Mântuitorul nostru Iisus spunând: Doamne, iată că și îngerii ni se pleacă nouă. Erau foarte bucuroși cei 70 de ucenici pentru faptul că primiseră de la Mântuitorul Iisus putere și duhurile necurate, iată, erau izgonite din fața acestora. Putem spune că cei 70 de ucenici, iată, sunt tot o ceată și ei de ucenici, de slujitori al lui Dumnezeu, aleasă de către Mântuitorul nostru Hristos, asemenea Sfinților Apostoli. Urmașii celor 70 de ucenici, astăzi sunt preoții bisericii noastre, cum urmașii apostolilor sunt episcopii bisericii noastre. Este o mare greșeală să credem ceea ce se spune la ora actuală, faptul că preoții își primesc, iată, preoția, adică urmașii un 70 de ucenici, de la episcopi. Nu este adevărat. Deci preoții, cum vedem, cei 70 de ucenici, la început au fost aleși și ei direct de către Mântuitorul nostru Hristos. După aceea au fost puși sub ascultarea episcopilor. Iată, și în felul acesta ei își primesc harul de la Dumnezeu, de la Domnul Hristos, prin episcop, dar nu de la episcop. Și prin episcop, nu este același lucru. De aceea, iată, ei sunt slujitori al lui Dumnezeu care, iată, ar trebui să slujească pe Dumnezeu mai mult și nu să se transforme doar în slujitori ai episcopilor. Aceasta ca o mică paranteză la început. Apoi, iată, Domnul Hristos le spune ucenicilor să nu se entuziasmeze de faptul că, iată, duhurile necurate se pleacă în fața lor. Ci spune așa Domnul Hristos: Am văzut pe Satana ca un fulger căzut din cer. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpi, peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. Însă nu vă bucurați de aceasta, spune Domnul Hristos, că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați mai ales pentru că numele voastre sunt înscrise în ceruri. Vedeți? Asta trebuie să fie adevăratul țel al vieții noastre. Să ne luptăm în această viață pentru ca numele noastre să fie înscrise în ceruri. Pentru că pot să fie nume scrise și în cartea de istorie. Observăm că în cartea de istorie, și noi de multe ori la biserică pomenim nume și ale unor oameni, iată, odioși în istoria lumii noastre. De multe ori spunem despre Diocletian, despre Nero, eu știu, despre Septimus Sever și alți prigonitori ai bisericii noastre care au fost. Sunt multe nume pe care le pomenim. Ei sunt pomeniți în manuale de istorie și sunt pomeniți astăzi de multe ori chiar și în bisericile noastre, când aducem aminte despre faptele lor rele pe care le-au făcut. Dar iată ce sublinează cuvântul Evangheliei de aici, care spune clar. Deci nu vă luptați ca numele voastre să rămână în această lume, să rămână în cartea de istorie, să rămână în memoria mulțimii. Și luptați-vă ca numele voastre să fie scrise în ceruri. Pentru că acela pe care cinstește Dumnezeu, acela este cu adevărat cinstit. Acela pe care îl iubește Dumnezeu, acela este cu adevărat iubit. Cel care se împărtășește de dragoste de Dumnezeu, acela se împărtășește de cel mai important lucru pe lumea aceasta. De aceea, iată, lupta noastră trebuie să fie pentru ca numele noastre să fie înscrise în ceruri, în cartea lui Dumnezeu. Am văzut în duminica trecută, care a trecut, despre în acea pildă a săracului Lazar și a bogatului. Vedem cum acel sărac Lazar, care era sărac, care era neputincios, bolnav, câinii lingeau bubele lui, era considerat ca o pacoste chiar pe umerii societății, pentru că societatea trebuia să se îngrijească de dânsul, el neputând să facă nimic pentru societate, iată, și acest om, iată, s-a vrednicit prin răbdarea și prin smerenia lui, ca numele lui să fie înscris în ceruri. Celălalt, deși fiind foarte bogat, vedem, deși având o poziție importantă, un nume important în societate, iată, că nu s-a vrednicit să aibă numele înscris în ceruri. Adică a pierdut ceea ce este cel mai important. Deci ea, mulți caută în lumea aceasta slavă și cinste de la oameni și să facă și să dragă ca să rămâie ei în istorie. Observăm astăzi că unii se străduiesc chiar prin orice fel de metode, fie că prin sporturi, prin muzică, prin lucruri chiar deșarte și păcătoase, numai să rămână ei în istorie, că uite ce au făcut ei. Totul este vânare de vânt, vorba Ecleziastului, fără niciun fel de valoare. Dacă numele lor nu rămână scrise în ceruri, în Împărăția Lui, și numele noastre rămână scrise în ceruri, numai dacă, aici vine sărbătoarea de astăzi, dacă noi ne străduim în această viață să trăim o viață îngerească. Pentru că îngerii, iată, știm prea bine că au fost creați de către Dumnezeu
prin gând, prin gândire. Deci nu au fost creați ca noi oamenii prin cuvânt. Așa spune Nicosul, înțeles, spune și că bucur-te, iată, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Despre Arhanghel Mihail și Rafael sunt toți îngerii. Deci iată că îngerii sunt făpturi ale minții lui Dumnezeu, ale gândului lui Dumnezeu. N-au fost creați prin cuvânt așa cum au fost creați oamenii. De aceea, iată, ei sunt diferiți de noi. Și au, cum spune Sfântul Apostol Pavel, au trupuri cerești, nu trupuri materiale. Trupuri imateriale, cum spune Sfântul Dionis și Areopagitul. Deci iată, nu sunt la fel ca și noi în felul acesta. Dar, iată cum am spus, și noi putem, iată, să trăim asemenea lor. Și cum trăiesc îngerii în cerul, dacă ne uităm, cu atenție, cât armonie noi sunt între dânsii, dragoste, bunătate. Apoi după aceea, toți îl slăvesc pe Dumnezeu. Toți au în gând, iată și în voință, de a face numai și numai voia lui Dumnezeu și nu altceva. Asta ar trebui să facem și noi aici, ca să putem să ne vrednicim, iată, cu adevărat, ca numele noastre să fie înscrise în ceruri. Vă aduceți aminte în acea Evanghelie în care, iată, Mântuitorul Iisus este întrebat de cei care contestau învierea morților, spunând la noi era o femeie și s-a căsătorit cu 7 frați la rând, pentru că toți au avut-o de soție, spune, la înviere, a căre dintre cei 7 va fi aceasta? Iar Domnul Iisus ce le spune? Vă rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Deci iată, noi trebuie să ne străduim să devenim cum? Nu cu firea noastră, asemenea îngerilor, da? Ci domnicește, iată, cu viața noastră să fim asemenea îngerilor, să trăim după aceleași virtuți și calități, iată, după care trăiesc și îngerii lui Dumnezeu. Pentru că în felul acesta, cum am spus, ne vom putea bucura și vom putea ajunge, iată, ca să fie numele noastre înscrise în ceruri. Observăm că firea îngerilor a fost întărită. Știm prea bine că a fost un război în cer la un moment dat, cum spune Scriptura. Că Lucifer, iată, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a vrut să pună scaunul său deasupra norului să fie asemenea lui Dumnezeu. Și atunci ceata lui de îngeri a căzut împreună cu el, s-a luat după dânsul. Au început îngerii să cadă. Și atunci intervine Sfântul Arhanghel Mihail care spune, cum spune Apostolul Iacov, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Să luăm aminte, iată că suntem datori să facem doar voia lui Dumnezeu, iată și să ascultăm pe Dumnezeu. Să nu facem altceva care ne-ar putea aduce căderea. Deci iată și spune aici Nicosul I că prin această, iată, prin aceste cuvinte ale Sfântului Arhanghel Mihail și prin această intervenție a lui, firea îngerilor s-a întărit. Deci iată, au trecut și ei printr-o ispită, printr-o cernere practic. De aceea firea îngerilor, iată la ora actuală, este nu mai poate ca să cadă. Îngerii nu mai pot să cadă după căderea lui Lucifer cu ceata lui. Deci iată, ei s-au întărit, iată, prin cuvântul Sfântului Arhanghel Mihail. Ei și noi am căzut în ispita și în păcatul acesta strămoșesc al lui Adam și Eva. Suntem datori și noi, iată, să ascultăm de cuvântul Sfântului Arhanghel Mihail, să ne întărim duhovnicește. Și această întărire o facem dacă trăim, cum a spus, asemenea Îngerului Dumnezeu. Îngerii Dumnezeu sunt aceia care ne vestesc nou cuvântul lui Dumnezeu. Sunt aceia care ne apără pe noi din necazuri. Așa cum ne ocrotește, așa cum ne-au ocrotit pe iudei când au trecut prin Marea Roșie. Sunt aceia care ne duc vestea Evangheliei Mântuitorul nostru Hristos. Bunele vestiri, iată, sunt aceia care se întristează de noi atunci când ne văd pe noi că păcătuim și nu respectăm legea lui Dumnezeu. Dar sunt totodată și aceia care atunci când Dumnezeu le rânduiește și le hotărăște, ne pedepsesc pentru păcatele și nelegiurile noastre. Ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora. Când Arhanghelul Mihail, iată, trimis de Dumnezeu, a coborât foc și pucioasă peste aceste cetăți. De aceea, iată, să căutăm să nu întristăm pe Îngerul lui Dumnezeu. Pentru că spune Scriptura că ei sunt aceia care văd pururea fața lui Dumnezeu. De aceea spun încă o dată să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, să stăm așa, adică să ne trăim viața având conștiința permanentă că suntem sub ochiul ocrotitor al lui Dumnezeu. Și de aici este mare luptă la ora actuală. Cum a spus și predica de ieri, se vrea să nu mai trăim îngerește, să mai trăim în armonie, să mai trăim în pace, să nu mai slăvim pe Dumnezeu, să nu mai avem în inima noastră și în voința noastră gândul de a-L sluji cu tot de-a noastră pe Dumnezeu.
De aceea, tulburările acestui veac, și clipirea acestui veac, sunt pentru aceasta. De aceea, m-am spus și ieri și mă repet și astăzi, nu trebuie să ne tulburăm de toate amenințările care ne se fac la ora actuală. Să nu ne fie frică de aceasta. Pentru că chiar dacă ne-ar lua casa, chiar dacă ne-ar lua verea, chiar dacă ne-ar lua pământul, chiar dacă ne-ar lua, eu știu, orice altceva ne-ar lua, chiar dacă ne-ar arunca în temniță sau orice altceva ne-ar face, dacă nu ni l-au scos pe Dumnezeu din suflet, nu am pierdut nimic. Și știu foarte bine lucrul acesta. Demonii care îndeamnă pe acești mai mari lume astăzi să producă această tulburare în lume, știu prea bine lucrul acesta. De aceea se tânguiesc. Și apoi după aceea, Dumnezeu vedem, cum spune Scriptura în Evanghelia de astăzi, că ne-a dat putere, nu doar Sfinților Apostoli, ci nouă tuturor care trăim îngerești și care vrem să trăim o viață curată și plăcută lui Dumnezeu. Să călcăm peste șerpi, peste scorpi, peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu ne va putea vătăma. Vedeți? Deci avem această credință și această nădejde. Și dacă citim cu atenție Patericul și Viețile Sfinților, găsim acolo nenumărate exemple de sfinți care erau înfricoșători în fața demonilor. Înspăimântători. Chiar mă duc aminte acea întâmplare în care spune că un monah s-a rugat către bunul Dumnezeu ca să iasă duhul necurat dintr-o femeie îndemonizată. Și era un duh atât de îndrătnic încât nu vroia să iasă. Și la un moment dat, smerindu-se monahul, a spus demonului, și s-a rugat către Dumnezeu, a spus demonul următorul lucru: dacă nu vrei să mergi în pustietate, atunci ieși din femeie și intră în mine. Și a ieșit duhul necurat imediat din acea femeie, a eliberat-o și a intrat în acest monah. Și a petrecut așa o perioadă de timp, monahul, cu acest duh, care căuta pe toate căile, bineînțeles, să rispitească, să sucească mintele, gândurile, să-l poată băga vreun păcat ceva, să-i facă fel de șicane, ca să-l supere, să-l enerveze, să zică vreun cuvânt rău, să facă vreun păcat. Ei, și n-a reușit, vedeți? Deci, cum spune clar Scriptura, veți călca peste șerpi, peste scorpi, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma dacă trăiți, iată, după legea lui Dumnezeu. Dacă aveți pe Dumnezeu în inima și în viața voastră, dacă trăiți îngerește, în pace, în armonie, în bucurie, da? Dacă aveți numai și numai dorința de a sluji pe Dumnezeu, mai presus decât orice pe fața pământului, nu vă poate face demonul nimic. Ba din contră, spune că demonul, după bucată de timp, văzând că nu sporește nimic și nu reușește să facă nimic, motivul acestui monah, a început să plângă ca un copil. Și plângea și se tânguia acest demon. Și îl întreabă la un moment dat monahul: ce ai, frate, spune, dar de ce te tânguiești așa? Ce-ți lipsește, întreabă. Îi spune: vai de mine că pierd aici vremea cu tine și n-am reușit să sporesc nimic, n-am reușit să fac nimic. Și atunci monahul îi spune: frate, pentru că diavolul îi spusese, că nu știu, cred că am să mă duc de aici, spune. Și monahul îi spune: nu te duce, poți să rămâi aici, nu e nicio problemă. Pe mine nu mă deranjez cu nimic, ai văzut? Deci, iată, omul lui Dumnezeu nu se simte deranjat de demoni. Vedeți? Că demonii n-au niciun fel de putere asupra lui, dacă are pe Dumnezeu. Nu există și pe fața pământului și în lumea aceasta, în universul acesta, nimic mai puternic decât Dumnezeu. V-am spus și în predica de ieri, nu există ceva care să fie cu neputință la Dumnezeu. Toate sunt cu putință la Dumnezeu. De aceea nu ne tulburăm degeaba de tot ceea ce face vrăjmașul, de toate aceste, mă rog, avalanșe, amenințări care vin asupra noastră la ora actuală. Degeaba ne tulburăm. Pentru că nu ni se poate face nimic mai mult decât ceea ce îngăduiește Dumnezeu. Și totodată, dacă în inima noastră se află Dumnezeu și în viața noastră este Dumnezeu, nu ne poate niciodată orice ispită, prin orice foc am trece noi, nu ne poate vătăma sufletește. Și scopul vieții noastre este acesta, ca să ajungem să plecăm din viața aceasta, dincolo, în împărăția lui Dumnezeu, a sfinților și a îngerilor. Să petrecem împreună. De aceea, cum spune Scriptura, că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Trebuie să gustăm din această împărăție, din arvul acestei împărății, încă din viața aceasta pământească. Și aceasta o face, cum a spus, trăind asemenea îngerilor. Bucurându-ne, iată, și luând, iată, punând la inimă bunele lor vestiri, cuvântul Evangheliei, mesajele care ne aduc ei de la Dumnezeu. Și totodată trăind în armonie cu Dumnezeu, iată, cu sfinții, cu îngerii și cu toată lumea. Și în felul acesta ne putem bucura
de fericirea ce avem și putem ajunge, iată, la cuvântul care a spus la începutul predicii mele, iată, ca numele noastre să fie înscrise în ceruri. Cel mai important lucru acesta este. Chiar dacă nu ne-ar pomeni nimeni pe pământ. Și sunt, într-adevăr, știm prea bine că biserica noastră are și Duminica tuturor Sfinților, în care prăznuiește pe toți sfinții și pe aceia pe care astăzi nici nu mai cunoaște nimeni. Dar numele lor sunt înscrise în ceruri. Vedeți? Asta e cel mai important, chiar dacă nu-i cunoaște nimeni. Sunt nenumărate cete de cuvioși, de mucenici, de mărturisitori, de aleși al lui Dumnezeu pe care nu-i cunoaște nimeni astăzi, care au petrecut de-a lungul vremurilor și care au înfruntat sau au brit puterea vrăjmașului și care au trăit o viață îngerească. Au fost, cum spune acolo, în viața Sfintei Parahia, îngeri în trup. Îngeri în trup, asta a fost. Sau cum vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul, iată, reprezentat în icoană cu aripi, pentru că a trăit ca un înger în trup. Dezlipit total de toate interesele, de toate plăcerile, toate poftele acestei lumi, iată. Iubind, iată, până la jertfă, iată, pe Dumnezeu și pe semenii săi. Vedeți? Și numele, poate milioane sau poate miliarde de astfel de sfinți se află înscrise în cartea lui Dumnezeu. Vom lua cunoștință de ele doar atunci când vom merge din viața aici în viața de dincolo. De ce folos este pentru unii care au scris în cartea de istorie sau în, eu știu, în manualele școlare sau au rămas în memoria mulțimii dintre cei care au făcut rău lumea acestea, dintre cei care au bojocorit biserica? Ce folos de faptul că și peste sute sau poate chiar mii de ani numele lor este pomenit pe pământ? Este pomenit cu durere, cu jale, iată, nu este pomenit cu cinste. Niciun folos. Cel mai important este ca numele noastre să fie trecute în ceruri acolo, că dacă Dumnezeu le pomenește și dacă se află în dragostea lui Dumnezeu, atunci ne putem bucura, cum a spus, de bucuria și fericirea ce avem și că bunul Dumnezeu să rânduiască ca cu rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și ai tuturor Sfinților să ne ajute să ne împuțească ca să putem trece și noi peste aceste încercări, așa cum a trecut ceata Îngerilor prin acea încercare, iată, la care a fost supusă de către Lucifer și ceata lui. Să biruim, să ne întărim în credință, să putem să trăim cu mai multă ardoare cuvântul lui Dumnezeu, să dorim cu toată ființa noastră, ca să nu ne despărțim de dragostea de Dumnezeu și de dragostea propriului nostru, ca în felul acesta să putem, iată, să devenim înspăimântători demonul și să numele noastre să fie înscris în cerul, să câștigăm fericirea și viața cea veșnică. Amin.